Domnule vicepremier, finalul, testul fulger, să spunem așa, 5 întrebări, 5 răspunsuri, cât mai aproape de cele 5 minute. Prima întrebare. În afară de ministrul Ghinea, este percepția mea, care a ieșit și a devoalat niște lucruri legate de ceea ce a găsit la minister. Neapărat ilegalități, dar lucruri anormale. Miniștrii din cabinetul tehnocrat nu au făcut ceea ce alții făceau, să iasă și să spună: aici am găsit problema asta, dincolo asta, așa mai departe. Ce se întâmplă? Ați preluat un cabinet numai cu roze sau a fost o altă strategie a guvernului tehnocrat? Guvernul tehnocrat are la dispoziție doar un an de zile. Nu are timp și au considerat miniștrii probabil că nu au timp de războaie și nici nu au decontat chestiuni care, să spunem, țin de trecut. Au dat un răspuns implicit odată, pentru că acolo unde au văzut că s-au făcut lucruri prost, ei au venit să repare și să facă un lucru bun. Pe de altă parte, toată energia a fost pusă înspre a construi o politică pozitivă, strategii pozitive care, după alegeri, să poată fi preluate de partidele politice, de Parlament și de ceilalți. Adică am mers pe o strategie, probabil, fiecare s-a gândit, n-a fost o strategie a guvernului, o strategie de neconflictualitate politică, ci mai degrabă de încercarea de a face ceva operațional, practic, pragmatic pentru oameni. Bun. Haideți să rămânem totuși în zona guvernului. Știu că s-a dezbătut subiectul ăsta, dar aș vrea să fim foarte clari pe el. S-a spus că există un scenariu potrivit căruia foarte mulți miniștri, dacă nu inclusiv premierul, vor face parte dintr-o construcție politică din decembrie încolo sau după alegeri încolo. Semnalul premierului a fost că nu. Întrebarea mea este simplă. Cât de mare vedeți probabilitatea, de la 1 la 100, ca cel puțin o parte din membrii actualului guvern să fie prezenți și în viitorul guvern și să fie prezenți și cu o ștampilă politică pe ei în acel guvern? Există această posibilitate. Sigur că nu este o posibilitate foarte mare. Adică nu cred că majoritatea membrilor din acest guvern se va regăsi într-un cabinet ulterior. Cu siguranță câțiva membri vor fi într-un cabinet care vine. Premierul a spus că s-ar bucura ca acești oameni, am spus-o și eu de la început, că s-ar bucura ca acești oameni tineri, specialiști, să facă parte din clasa politică, efectiv, să găsească apartenențe politice, să fie promovați de partide, să reprezinte interesele unor categorii de populație, dar acest lucru ține de conștiința fiecăruia. Noi și premierul nu ne-a dat nicio indicație în acest sens și a spus că nu poate să dea nicio indicație. Pe de altă parte, noi doi am stabilit, eu și cu Dacian Cioloș, am stabilit la început, atunci când am făcut proiectul de guvernare, că nu vom face politică, cel puțin până la alegeri nu ne vom asuma niciun fel de identitate politică. Și cred că acest lucru se va întâmpla. Bun, o întrebare și mai scurtă. Care o să fie răspunsul noastră dacă după alegerile din noiembrie-decembrie veți primi cu subiect și predicat oferta de a fi premierul României? Cu siguranță că primele cuvinte care o să le spun, am nevoie de timp ca să mă gândesc foarte bine. Am în spate o familie care este foarte nefericită că fac politică, care mă așteaptă acasă. Am câteva cărți pe care le-am lăsat și ar însemna desăvârșirea, să spunem așa, carierei mele, pentru că împlinesc 55 de ani. Mulțumesc. Deci, în niciun caz nu o să sar cu poftă pe această propunere. Va trebui să mă gândesc dacă ar fi să fie acest lucru. S-a vorbit de cel puțin 3 date pentru organizarea alegerilor parlamentare. 27 noiembrie, 4 decembrie, dacă nu greșesc, și 11 decembrie. Din partea stângii, cel puțin, au existat proteste care spun, domne, odată mai aproape de Crăciun ar dezavantaja inclusiv electoratul de stânga. Neastră, cum vedeți această problemă? Când ar trebui organizate alegerile în această toamnă, iarnă? Sigur că organizarea alegerilor nu este o chestiune care poți să o stabilești în mod ideal. Ești legat de mandatul trecut al Parlamentului și atunci trebuie să ții cont și de aceste date ale instituirii.
Cred că cea mai bună dată și o dată care era în consonanță cu ceea ce s-a întâmplat și până acum, luna noiembrie era lună de alegeri la noi, ar fi fost în finalul lunii noiembrie, cred că 27 pica, pentru că ar fi fost timp pentru ca să se facă după aceea tot ceea ce înseamnă instituirea unui nou guvern, ultimele detalii legate de bugetul pe anul următor, s-ar fi putut termina bugetul și să nu se intre fără buget în anul care celălalt. Pe de altă parte, în luna decembrie, fie că este 4, fie că este 11, de regulă vin și zăpezile în România. Deci cred că dacă am stabilit și prin noua Constituție, cred că am putea să stabilim că data alegerilor este ultima săptămână din luna noiembrie sau a doua săptămână din luna noiembrie, ar fi un lucru minunat din punct de vedere tehnic. Altfel, fiecare dintre partide își închipuie, fără studii foarte serioase, că are un avantaj sau un dezavantaj într-o anumită dată. Eu nu cred însă că așa cum își proiectează partidele electoratul, au și dreptate în fiecare moment. Ultima întrebare, tot foarte pe scurt. Ați analizat Ministerul Dezvoltării de ceva vreme, așa că cred că nu vă cer foarte mult. Vă dau 3 nume de foști miniștri la acest minister. O să vă rog să spuneți câte un cuvânt, două, ca și caracterizare despre cum ați perceput activitatea acelor miniștri în vremea respectivă. Vasile Blaga, Elena Udrea, Liviu Dragnea. Nu am studiat cu atenție ceea ce s-a întâmplat în trecut și din punctul acesta de vedere pot să spun că îi cunosc bine pe cei trei miniștri și mai puțin, să spunem așa, instituțional îi cunosc pe cei trei miniștri. Vasile Blaga a fost primul ministru al dezvoltării care a venit cu o gândire globală pentru România. Un proiect de dezvoltare din perspectiva administrației. Deci o dezvoltare din perspectiva administrației. Elena Udrea, curajul proiectelor. A venit cu proiecte foarte curajoase în domeniul turistic, în alte domenii. Sigur că nu toate au reușit să fie puse în practică cum trebuie, dar au fost proiecte curajoase într-o anumită zonă. Liviu Dragnea, știința administrației locale. Acesta este plusul pe care l-a adus. Oameni din administrația locală au fost valorizați și expertiza administrației locale, ceea ce a însemnat un echilibru față de administrația centrală.